Consiliul Județean Hunedoara a fost astăzi gazda unei dezbateri regionale la care au participat 26 de reprezentanți ai operatorilor de apă și canalizare din țară, precum și o delegație a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonată de Luminița Zezeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului. În cadrul întâlnirii s-au dezbătut probleme cu care se confruntă operatorii de apă în implementarea proiectelor, sugestii pentru îmbunătățirea timpilor de executare, dar s-a vorbit și despre pregătirea noilor proiecte cu finanțare europeană. Este evident și ședința de azi asta arată că sectorul de apă este o forță și aș vrea ca această forță să se transforme și la nivelul programului în cifre, în absorbție, pentru că eu am intrat să arăt cifrele pentru programul 2014-2020. Și în felul acesta să deschidem discuțiile pentru bazarea proiectelor și eventual de proiecte noi care urmează va fi implementat. Al doilea subiect pe care aș vrea să-l discut și care știu că este unul sensibil, este pregătirea proiectelor noi, durata de pregătire. Și aș vrea să vă spuneți din experiența dumneavoastră ce poate fi îmbunătățit, astfel încât să nu avem acele termene de 4, 5, 6 ani pentru pregătire și unui proiect până la finanțare. În România, implementarea unui proiect în industria apei durează chiar și 10 ani. 3/4 din timp se pierde pentru avize și pregătiri și doar 1/4 din timp pentru implementarea efectivă a investiției. Acest lucru trebuie schimbat, au spus și reprezentanții Asociației Române a Apei. Acest lucru trebuie schimbat, au spus și reprezentanții Asociației Române a Apei prezenți la ședința tehnică de la DEVA. Mi-aș dori din tot sufletul ca acest program de introducere a apei de canalizare să fie luat foarte în serios de către guverne, indiferent care sunt ele, de către ministere, în așa fel încât, dacă acum 20-30 de ani n-aveam curajul să vorbim că este apă la țară, este apă la robinet, la oameni de la țară, este canalizare, iată că, pe parcurs, putem spune că, într-adevăr, această activitate se dezvoltă. Și sigur că nu putem fi mulțumiți până când în fiecare localitate, indiferent că la ce înălțime este și cât este departe, trebuie să beneficieze de apă și canalizare. Este strigător la cer că și acum mai scoți apă cu găleata și trebuie să o recunoaștem că avem și noi foarte multe sate, dar cred că efortul pe care Guvernul României îl face, pe care societățile de apă îl fac, cred că într-un viitor nu prea îndelungat, un viitor mai scurt, să avem apă în toate localitățile din județ și este o mândrie a județului să fie făcut acest lucru. Operatorii de apă spun că sunt pregătiți și cu tehnici noi și cu strategii de abordare a noilor provocări. Au nevoie doar să fie ascultați de ministerele de resort, iar pentru asta vor avea loc întâlniri trimestriale pe tema dezvoltării, modernizării și digitalizării serviciilor de apă și canalizare.